Vom cere bucuria. Să nu credeți că este greu. Dumnezeu răspunde îndată. Dacă atunci când rogi un om, acesta este mișcat și te îmbrățișează, te sărută și îți face daruri, cu atât mai mult o face Dumnezeu. Dar și dacă nu ne răspunde, noi vom continua să cerem veselia. Nu vom cere să-L vedem pe Hristos, să ne vorbească îngeri, să-L simțim pe Sfântul Duh, să vină Sfântul Nicolae ca să ne dezlege problema. Nu-L vom ispiti pe Dumnezeu, dar vom cere bucuria. Fie ca pe celelalte să ne le dea atunci când socotește El că ne sunt de folos în viață. Bucuria are mai mare valoare decât mii de arătări dumnezeiești, pentru că este atmosfera întâlnirii noastre cu Hristos care vine. Este baza, fundamentul pe care se va întemeia întreaga noastră priveghere. Dacă nu avem bucurie, atunci nervii se slăbesc, se produc vlăguiri, dureri, paralizii, picioarele ne înțepenesc, urechile ne țiuie, inima ne doare.